Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, Tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște, să-i pregătești pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulțimile, atrase de faima Sfințeniei Tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl Celest a destănuit pe Fiul Său când a voit să fie botezat de Tine și Tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor Tăi zicând, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Această chemare atât de mare pe care însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât Tine, nu Ți-a făcut mândru, și Ți-a dat cea mai adâncă smerenie pe care a exprimat-o cu aceste cuvinte. Nu sunt vrednic să-Ți dezleg cureaua încălțămintei și El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Tu ai voit să-Ți jertfezi viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-L pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Te rugăm, mijlocește-ne la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin.